Bun găsit, dragi prieteni, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Secretele Succesului. Ediția de astăzi este una care ne dorim din suflet să vă inspire. Este o ediție care să vă dea puterea să treceți peste toate încercările vieții, mai ușoare sau mai mari, cu zâmbetul pe buze, cu bucuria că există o binecuvântare în orice obstacol al vieții. Și spun lucrul acesta pentru că vom atinge un subiect sensibil astăzi. Invitata mea este Gabriela Saulă. Este medic, este mamă și este o femeie a cărei experiență de viață a determinat-o să fondeze prima Academie Post-Divorț din România. Gabriela, îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt aici astăzi. Gabriela, ești inspirație pentru mulți oameni, pentru multe femei, dar și pentru mulți bărbați. Tu ai făcut dintr-o experiență a vieții tale un program care să inspire foarte mulți oameni. Cum ți-a venit această idee? Ideea a venit dintr-o experiență dureroasă și, în general, acolo unde viața ne încearcă cel mai greu, acolo simțim nevoia să dăm mai departe. Pentru mine, povestea divorțului meu a fost foarte provocatoare, neașteptat de provocatoare, pentru că, dacă îmi dai voie, în două minute vreau să-ți descriu prin ce am trecut eu acum 9 ani, când am decis să divorțez după 20 de ani de mariaj. Eram o femeie matură, într-o poziție de putere în compania în care lucram, deci stabilă financiar. Copilul meu era adolescent, deci deja nu mai erau probleme atât de mari cu un copil mic. Și divorțul a fost în mod tacit agreat de amândoi, pentru că relația cumva se răcise. Nu putea fi decât un divorț ușor. Ei, ceea ce pentru mine a fost provocator a fost că a fost foarte greu. Am trecut prin ani de confuzie, am trecut printr-o depresie severă, n-am înțeles cum e posibil ca o schimbare de acest gen în viața unui om să-l poată tulbura atât de tare și să-i creeze atât de multe probleme. Când am reușit să mă recompun, am început să studiez, să înțeleg de ce un divorț e atât de dificil. Și mi-am dat seama că lumea nu știe, nu înțelege. Pentru că am întrebat înainte de a intra eu în procesul meu ce mă așteaptă. Și cei care au divorțat mi-au zis, va fi greu, fără să îmi poată spune ce trebuie să fac să-mi fie mai ușor. Iar cei care nu au divorțat îmi spuneau, nu ești nici prima, nici ultima, vei depăși. Nu e corect. Acum, după ani de experiență, după ce lucrez în acest domeniu, am învățat foarte multe lucruri despre acest proces de tranziție printr-un divorț. Cum poți să faci să-ți fie mai ușor și cum poți să ajungi la acea destinație pe care într-adevăr ți-o dorești. Așadar, a fost o călătorie, o călătorie grea, pe care tu ai făcut-o singură. Exact. Ai simțit nevoia de răspunsuri sau de ajutor, de îndrumare în această călătorie, nu ai primit și atunci a fost nevoie să te îmbărbătezi singură și să găsești toate resursele. Unde ai găsit aceste resurse? Aceste resurse, inițial, n-am vrut să le caut în exterior, pentru că aveam impresia despre mine că sunt o femeie puternică. Da? Am terminat medicină, sunt doctor, eram într-o poziție puternică într-o companie multinațională, eram imaginea femeii puternice și ar fi fost un moment de vulnerabilizare din partea mea să mă duc să cer ajutor într-un proces care pentru mine ar fi trebuit să fie simplu. Însă după ce am trecut prin starea asta de confuzie și am ajuns la depresie severă, atunci a fost momentul când am hotărât că trebuie să cer ajutor. S-a întâmplat când odată eram la volan, conducând, am început să plâng și am realizat că nu e normal și că e mai mult decât pot duce singură. M-am dus la psihiatra mea atunci și i-am zis, ajută-mă să fac ceva. Mi-a pus diagnosticul de depresie severă și mi-a zis, dacă nu faci ceva și dacă nu începi să-ți revii, îți vei pierde și serviciu. Și atunci chiar nu se mai ai de ce să te agăți. Și asta este un sfat pe care îl dau tuturor celor care cred că sunt puternic, mă descurc singur, n-am nevoie de ajutor, timpul le rezolvă pe toate. Îi invit pe cei care sunt, știu eu, la 6 luni, la un an, la un an jumătate după divorț și care atunci când pun capul pe pernă simt că nu e chiar așa, îi invit să se gândească dacă chiar merită să piardă aceste luni din viața lor, chinuindu-se singuri, când acum sunt atâtea soluții disponibile. Și dacă ar fi luni, poate n-ar fi o problemă atât de mare, dar sunt ani din viața lor, chiar și ani pe care îi pierd.
Din păcate, da, și dacă îmi dai voie să trec un pic prin etapele de revenire și să-ți spun un pic din experiența pe care am acumulat-o în ultimii 6 ani de zile de când fac programul acesta, pentru că la mine au venit și oameni care știau că vor divorța și cumva voiau să se pregătească și să intre în program înainte de a face pasul, dar au venit și oameni care divorțaseră în urmă cu 15 ani și care cumva simțeau că s-au blocat timp de 15 ani în același punct, la ușa divorțului lor, cum le zic eu. Ce se întâmplă? Noi când trecem prin această transformare, prin această tranziție a divorțului, inevitabil traversăm o perioadă de doliu. Se spune anul de doliu, dar poate fi mai mult de un an, în general e mai mult de un an. Într-o primă etapă e această stare de negare. Nu mi se întâmplă mie, nu e adevărat. Cu siguranță o să mă trezesc și lucrurile vor fi rezolvate. Și această negare poate dura ani de zile. Până într-o bună zi zici nu mai pot așa și trebuie să fac ordine în viața mea. După care urmează perioada de furie. Ești foarte furios că ai ajuns în punctul ăsta al vieții tale, că n-ai avut mecanisme să-ți controlezi viața ca să nu ajungi în punctul ăsta și, în general, furia se duce în exterior, către fostul partener, către soacră, către amantă, către prietenii care au făcut ceva sau n-au făcut ceva. Deci, furia asta este foarte intensă și o trăim, trebuie să o trăim și trebuie să știm să gestionăm. După furie urmează o perioadă de negociere. Dar și te gândești, parcă totuși era cât de cât mai bine înainte. Acum e mult prea rău. Încep să regreți, poate, încep să că zici, ai făcut pasă. Ceva dacă făceam diferența, dacă aș putea să renegociez anumite termeni și condiții cu fostul partener, poate că am putea să o reluăm. Și această perioadă de negociere durează o perioadă și mulți nu își recunosc perioada de negociere, însă poți să-ți dai seama că se află acolo când, de exemplu, o mămică își așteaptă partenerul, fostul soț, să ia copilul și își dă cu ruj. Ea cumva lasă o ușă deschisă. Când un tătic mai trimite câte o floare la fostă soție. Iarăși, lasă o ușă deschisă. Deci astea sunt mici semne de negociere pe care le spun eu, a, nu, nici vorbă, nu vreau să mă mai împac, dar eu deja recunosc când omul respectiv încă încearcă negocierea. După ce ai încercat și această etapă și vezi că n-a ieșit, că în general nu prea iese, 99% din cazuri nu se întâmplă nimic după această negociere, intri în depresie. Depresia e normală. Este o etapă în care cumva după toată munca aceasta și toată zbaterea aceasta, creierul, care este și el un organ, ca toate organele, spune gata, vreau să mă liniștesc, vreau să-mi trag cerșaful în cap, să plâng, să nu mai aud de nimeni, să nu mai știu de nimic. E normal, e bine să se întâmple așa, e rău când această depresie devine severă, când ajungi să nu mai poți să funcționezi normal, când nu mai poți să nu mai te speli, nu mai te mai ești la servicii, plângi tot timpul, te gândești că nu mai are rost să mai trăiești. Deci lucrurile astea te duc cu gândul că trebuie să mergi la un psihiatru, pentru că e vorba de o depresie severă. Și aici aș vrea să menționez că în ultimii ani, după pandemie, numărul de depresii severe a crescut semnificativ. Pentru că deja vorbim de dublă traumă. Trauma divorțului și trauma acestei pandemii, care a venit cu multe, multe schimbări. Dacă înainte, într-un grup de suport de 8 oameni, aveam poate o depresie severă, acum jumătate din grup în depresie severă și în tratament, tratament medicamentos. Nu e o rușine, nu e nimic greșit. E cel mai bine să ai lângă tine și un psihiatru să te ajute, pentru că scapi mai repede. Deci după această depresie, care ziceam că e normală și care trebuie cumva să te ajute să treci cât mai ușor prin ea, urmează acceptarea. Acceptarea este situația fericită în care e a 5-a etapă, s-a încheiat doliu, deja te uiți la divorțul tău ca la o poveste care te-a învățat ceva. De aici mai departe scrie altă poveste. Asta este cazul fericit. E cazul fericit în care te detașezi, treci prin toate acestea, treci firesc. E bine să treci știind lucrurile acestea și abordând fiecare etapă cât mai bine, cât mai eficient. Ce se întâmplă cu cei care nu fac nimic conștient și lasă ca timpul să le vindece pe toate? După depresie nu intră în acceptare, ci intră în verișoara urâtă a acceptării, așa o numesc eu, care este resemnarea. Ce e resemnarea? E, nu mă mai doare, dar nu mai simt nimic. Sau mă uit la lume cu ochii omului care știe că lucrurile nu vor fi bune pentru mine. Nu mai am speranță. E o încremenire sufletească, cumva. O încremenire și cumva atrage în viața ta tot felul de situații care îți dovedesc că, într-adevăr, lucrurile nu pot fi bune. Pentru că tu ești în starea în care nu poți să te bucuri de ce se întâmplă. Această resemnare poate să dureze și 15 ani. Cum spuneam, sunt clienți care vin după 15 ani și spun m-am săturat să stau în aceeași încremenire, în același blocaj.
Ce se întâmplă cu acești, cu aceste cazuri? E, și fac de multe ori paralele, pentru fiind medic, mi-e ușor să explic oamenilor din perspectivă anatomică. Un divorț este o fractură a unei relații. Deci doi oameni, practic, aveau o relație, iar relația asta s-a rupt. Imaginați-vă că în loc de fractura unei relații, ți se rupe un picior. Efectiv, ai aceleași etape. La început te doare îngrozitor. E dreptul tău să țipi, să urli, să ceri ajutor, să mergi la spital, să ceri să-ți dea cineva calmante. Într-o primă etapă ești pus în gips, o perioadă, trebuie să ai grijă. Stai în gips, apoi scoți piciorul din gips, nu te duci la schi a doua zi. Adică anumite lucruri, medicul ți le spune, e firesc și tu știi că dacă ai avut piciorul rupt, anumite lucruri nu le faci imediat. Nu țopă într-o nouă relație când abia ieși într-una în care nu te-ai vindecat. Dar dacă în loc să mergi la medic să spună piciorul în gips, tu spui, lasă cât timpul le vindecă. S-o suda el. Posibil să se sudeze. Și se va suda. Dar nu știm dacă se sudează cum era normal sau se sudează strâmb. Sau cine știe în cât timp să faci asta. Mult mai mult timp și e posibil să te trezești cu un picior strâmb și vei șchiopăta apoi toată viața. Aceasta se numește resemnare. Viața mea, eu pot doar șchiopăta, nu mai pot să alerg. Nu mai pot bucura de viață pentru că eu șchiopătesc, pentru că nu mi-am făcut procesul de învindecare sufletească corect. Deci, practic, cam asta înseamnă ceea ce fac eu cu acești oameni după divorț. Mă asigur că ei trec prin aceste etape sănătos, că punem sufletul la loc în poziția în care a fost, iar când ajung în perioada de acceptare, sunt pregătiți pentru o nouă viață. Ce se întâmplă dacă se sare o etapă dintre acestea pe care tu le-ai menționat mai devreme? Nu avem cum să le sărim pentru că ele vin peste noi. Putem să le negăm, putem să băgăm capul în nisip și să spunem că nu e adevărat. Am clienți care îmi spun, nu sunt în furie. Eu nu sunt furioasă. Însă îmi descriu anumite conversații telefonice în care nu știu ce a avut colegul meu că a țipat într-una la mine. Zic, cred că îți oglindește furia pe care tu nu vrei să o exprimi. Deci, cumva, etapele acestea trebuie străite. Încă un lucru pe care oamenii ar trebui să-l cunoască este că nu trecem o singură dată prin acest cerc. Practic, revenirea după divorț e o serie de spirale, de din ce în ce mai ușor, dar din când în când ne întoarcem în furie, din când în când ne întoarcem într-o stare depresivă și e normal ca timp de ani de zile să ne mai trezim că s-a întâmplat ceva și iarăși m-am supărat. Am aflat că fostul s-a căsătorit sau are un copil acum sau pe știu eu ce. Asta nu are cum să te lase indiferent, chiar după 2 ani de zile după ce ai divorțat. E firesc, le cunosc, știu că nu durează mult, știu că o să ies de aici, deja nu mă mai sperii. Și merg mai departe cu planul meu de viață. Dar e foarte bine ca să știi lucrurile astea. Adică să nu stai în confuzie, zici, Doamne, ce mai urmează? E bine să fii conștient de ele și așa cum ai zis și tu mai devreme, cu siguranță le vei trăi mult mai ușor și ți le vei asuma din momentul în care le vei conștientiza, vei ști ce urmează, te aștepți la ce urmează. Iar pentru fiecare din aceste etape există și metode prin care poți să-ți faci viața mai ușoară. Pentru că, sigur, unele sunt dureroase, unele sunt chinuitoare, unele sunt grele. Dar nu e nevoie să le iei chiar pieptiș când există oameni și sunt soluții pentru aceste probleme. Odată cu acest program, am mai dezvoltat o nouă teorie pe care îmi place să o împărtășesc cu oamenilor ca să înțeleagă și în ce punct al vieții lor se găsesc. Și am dezvoltat teoria anotimpurilor divorțului. Ce sunt aceste anotimpuri? Practic, am identificat toamnă, iarnă, primăvară și aș vrea să trec un pic prin aceste 3 anotimpuri. Toamna am identificat-o ca fiind perioada în care tu ți iei decizia de divorța. Deci, practic, încă nu ai divorțat, dar să spunem că ești într-o relație, nu știu, de 15-20 de ani și de ceva timp simți că nu mai e locul tău acolo. Simți că lucrurile îți devin grele, e frig, e rece în relația ta, nu te mai încântă nimic. De asta zic că e toamnă. Începe să pălească dragostea, începe să cadă frunzele, deci e ca într-o toamnă. Poate mai sunt zile luminoase, din când în când, când se întâmplă ceva și zici, parcă totuși, însă simți că de la zi la zi e din ce în ce mai rău. În această perioadă ești confuz și ești speriat pentru că te gândești ce mă așteaptă, ce o să fac cu copiii, cum o să sufere părinții, ce o să zică prietenii. Deci sunt aceste gânduri care te macină non-stop până în clipa în care zici gata, am luat decizia și o comunic. Această perioadă care poate dura ani de zile și eu am clienți care îmi spun la mine toamna divorțului a început din clipa în care m-am căsătorit, am început să mă gândesc că nu cred că am făcut bine că m-am căsătorit. Și după 20 de ani au pus punct,
Alții, poate că, eu știu, au aflat cu o zi înainte că partenerul nu mai este fericit și că între timp a găsit fericirea în altă parte. Se întâmplă și așa. Dar, în general, toamna divorțului durează câteva luni, poate câțiva ani. În această etapă sunt anumite lucruri pe care tu poți să le faci ca să-ți fie mai ușor. În primul și în primul rând, să oprești această ruminație, aceste gânduri care se tot întorc, aceleași gânduri. Cum o să fie, ba e bine, ba e rău. Și să te duci la un specialist. Că e terapeut de cuplu, că e un coach, că e un consilier de divorț, că e un avocat. Oricine îți poate da o privire din afară asupra situației tale și te poate ajuta. Pentru că tu acolo, în interiorul gândurilor tale, deja ai făcut potecă. Nu mai ai cale și de ieșire. Și n-ai găsit cale de ieșire. E mai bine la un specialist sau la o cunoștință, un prieten? Dacă ai pe cineva pe care te poți baza, dar nu părinți, pentru că părinții nu sunt obiectivi. Poate nu prietena cu care oricum știe viața de 20 de ani și nu prea știe alte variante că ți-ar fi zis-o până acum, ci cineva care este mai în afara vieții tale și te poate privi din exterior. Deci primul lucru acesta ar fi să întrebi pe cineva, să vorbești cu cineva în care să ai încredere că îți poate da o părere obiectivă. Al doilea lucru e momentul să devii egoist. Și poate pentru prima dată în viața noastră, când am tot fost învățați că trebuie să ne sacrificăm pentru alții, e momentul în care să te gândești eu, uitându-mă la viața mea, așa cum e acum, și cum va fi peste 10 ani. Copiii peste 10 ani vor fi mari la casa lor, poate, sau la facultăți, treaba lor. Vecinii, poate că m-am mutat, nici nu-i mai interesează. Colegii, oricum își vede viața lor. În schimb, eu peste 10 ani voi fi împăcată în această relație sau voi fi mai bine dacă voi fi ieșit din această relație? Pentru că viața mea, până la urmă, e viața mea, cei din jur se vor adapta la cât de bine va fi mie. Deci ăsta e momentul când trebuie să scoți din discuție și din gânduri ce o să zică mama, cum o să-l afecteze pe tata care e bolnav, cum o să zică vecinii că uite, nu e atât de fain pe cum te spuneai că e. Deci sunt multe lucruri la care ne gândim. Iar ce avem de făcut în perioada aceasta este să luăm o decizie, pentru că această grijă, această confuzie ne duce într-o scădere a încrederii în noi. Deci cu cât stăm mai mult în această etapă, fără să spunem ori așa, ori așa, ne pierdem încrederea în noi. Păi, ce facem de fapt? Amânăm momentul, pentru că simțim în interiorul nostru că nu e bine, dar ne gândim la toți cei din jurul nostru și iată că ajungem poate chiar să divorțăm de noi. Pentru că... În primul rând, cea mai mare infidelitate pe care noi o producem este față de noi înșine. Deci în clipa în care noi ne negăm propriile valori, ceea ce suntem noi, de dragul celorlalți, spunând că ne sacrificăm pentru copil, pentru partener, în clipa aia ne înșelăm pe noi înșine. Și lucrul ăsta nu rămâne nepedepsit, în general se transformă în depresie pe termen lung. Pentru că cumva corpul nostru reacționează la faptul că ne-am uitat pe noi de dragul celorlalți. Deci aceasta a fost toamna divorțului și ca un ultim sfat în toamna divorțului ar fi să încep să lucrezi cu tine. Pentru că dacă începi să lucrezi cu tine și să ameliorezi anumite lucruri care tu știi că cumva ți-au scăpat de sub control, poate că ești obosit tot timpul, poate că muncești prea mult, poate că n-ai mai avut timp de tine, de sală, începe să le faci acum. Pentru că sunt două opțiuni. Fie relația poate să se amelioreze și chiar să poți să o salvezi, fie deja ai început să lucrezi cu tine, iar în clipa în care vei avea din nou toate opțiunile și poate vei vrea să cunoști alte persoane, tu deja ai început să te simți bine cu tine însuți. După care urmează bomba. Se produce divorțul, intrăm în iarna divorțului. Iarna divorțului este momentul în care deja am hotărât, așa vom merge să divorțăm și încep toți pașii. Adică partea de juridic, partea de copii, de anunțat părinții, de anunțat vecinii. Aici deja lucrurile sunt clare. Cel puțin nu mai avem partea asta de confuzie pentru că știm că asta e. În schimb e cel mai greu. Și aici eu recomand terapie intensivă și terapie intensivă în cazul meu sunt grupurile de suport în care timp de 3 luni de zile stau cu tine săptămână de săptămână ca să te ajut să înțelegi pas cu pas ce ai de făcut. Un psiholog, iarăși e foarte indicat, și grijă mare la copii. Deci în iarna divorțului acestea sunt măcar 3 lucruri pe care să le faci. După care urmează primăvara divorțului. Primăvara divorțului vine cam după 6-18 luni după iarnă. Deci cam atât durează un proces, între minim 6 luni, 18 luni, poate fi și mai mult dacă nu faci nimic. Iar în primăvara divorțului ajungem să fim împăcați cu noi, liniștiți oarecum în privința divorțului, dar cu întrebarea ce fac eu cu viața mea.
Și la această întrebare am văzut multe încercări, nu toate reușite, și așa s-a născut Academia Post-Divorț. Și, practic, ce am făcut noi mai departe, am vrut să oferim oamenilor continuarea. Pentru că mulți, după ce au ieșit din iarna divorțului, din grupul de suport, au spus: și acum ce fac? Să le fie o primăvară continuă și să se uite la ei cum înfloresc și cum intră poate în relații noi. Da. Cât de greu, cât de ușor este să fii fericit în această primăvară a divorțului? Cât de ușor este să-ți găsești o relație după iarna divorțului? Da, aici e poate una dintre cele mai mari provocări, pentru că 99% dintre oamenii care vin către programul meu și ceilalți care nu vin, dar în general oamenii care au trecut printr-un divorț, își doresc o nouă relație în care să simtă ceea ce n-au simțit în relația din care au ieșit, în care să poată să ofere și să primească afecțiune, să poată să ofere și să primească respect, lucrurile care le-au lipsit și le doresc din toată inima. Și sigur că spui, abia aștept să mă vindec, să-mi fie cât de cât mai bine, ca să mă duc și să cunosc pe cineva care să fie într-adevăr cel sau cea care trebuie. Aici apar o serie de greșeli. În primul rând, sunt acele renumite relații tampon sau pansament. Adică mă repet din prima săptămână, primul partener care mi iese în cale și care e dornic să intre într-o relație cu mine, asta e, m-a salvat. În realitate, această relație nu o să funcționeze și eu, așa cum spune și numele, e un pansament care atunci când îl vei smulge, va fi și mai dureros. Deci eu recomand ca aceste relații să fie un pic amânate. Câteva luni până știi exact ce e cu tine. După care vin relațiile după divorț, când încep să întreb unde găsesc un alt partener. Asta este prima întrebare. Unde găsesc un alt partener? Sigur, se pot găsi pe site-uri de socializare, pe Facebook, mergi la întâlniri, între prieteni. Asta n-ar fi cea mai mare problemă. Problema este ce fac când îl întâlnesc. Cât sunt eu de sigur, câtă încredere am în mine, cât de mult mă iubesc pe mine, cât m-am refăcut după povestea pe care am încheiat-o, în așa fel încât atunci când eu mă prezint în fața noului partener, să fiu varianta mea cea mai bună. Și iarăși venim aici la conectarea cu noi și la atenția pe care ne-o acordăm nouă. Și ar putea exista două situații în această privință, nu? Să fiu foarte deschisă și să am foarte mare încredere sau să fiu foarte reținută în momentul în care pătrund într-o astfel de relație. În general, mult mai frecvent se întâmplă ca oamenii, în special femeile, după o astfel de situație să se închidă și să fie extrem de precaute. Își doresc foarte mult un partener, în același timp au o grămadă de ziduri care cineva ar trebui să le spargă ca să ajungă la sufletul ei. Și această frică de a te deschide în fața unui alt partener vine din faptul că tu încă nu ți-ai închis rănile din trecut. De exemplu, apare întrebarea cum să mai am încredere într-un alt partener când cel dinainte mi-a făcut ce mi-a făcut, cel în care mi-am deschis sufletul, am pus totul pe masă și uite ce mi-a făcut, cum adică altul aș putea să am încredere în el. În general, când spui lucrul acesta, tu spui de fapt altceva. Cum să am încredere în mine că o să identific situația în care aș putea fi din nou rănită? Pentru că prima dată m-am înșelat. Prima dată n-am identificat sau am identificat, dar n-am făcut nimic. Pentru că adevărul este că noi identificăm mult mai devreme decât momentul divorțului, când lucrurile încep să ne rănească, când încep să fie împotriva ce ne dorim noi. Dar e ca atunci când se aprinde un beculeț roșu la mașină. Deci poate dacă mă fac că nu-l văd, poate se stinge. Poate timpul va face să fie poate mai bine. Timpul să se întâmple vreo minune și lucrurile nu mai trebuie să mă duc cu ele mașina în stație sau să repar ceea ce se întâmplă și până în clipa în care mașina pocnește și spui: Doamne, cum? Am avut încredere că mașina asta mă va duce. Ai primit semnale. Și cred că fiecare dintre noi, toți cei care am trecut printr-un divorț și ne gândim un pic în spate și am făcut exercițiul ăsta cu toți participanții în programele mele, chiar dacă la început mi-au spus, a fost perfect, nu mi-am venit să cred, cum a apărut așa din senin. După câteva săptămâni de discuții, de fapt acum un an a apărut primul semnal, acum 2 ani când s-a întâmplat nu știu ce, deci ai avut niște beculețe aprinse. Dar ai preferat în clipa aia să zici, nu știu dacă sunt pregătită să încep să sap acolo. Mai bine mă fac că nu le văd. Și atunci acum ești în punctul în care spui, acum dacă mi-ar mai apărea aceste beculețe, aș ști ce să fac cu ele? Iar dacă nu știu ce să fac cu ele, atunci mă mai retrag un pic și încep să învăț.
și dacă nu știu unde și ce să învăț, merg la Academia Post-Divorț. Pentru că, practic, ăsta este scopul acestei academii. Să învățăm lucruri pe care, dacă le-am fi știut în prima relație, nu ne-am fi fript. Și cred că ajută foarte mult, Gabriela, tu îmi poți confirma acest fapt, cred că ajută foarte mult să auzi și poveștile de viață ale celorlalți. Și îți dai seama că nu ești singur în procesul acesta, îți dai seama că și alții au trecut poate prin aceleași etape ca tine, poate au întâlnit același tipar ca tine și au suferit poate chiar mai mult decât tine. Da. Am avut chiar o situație în care un domn, mi-aduc aminte perfect, a participat la prima întâlnire, a auzit mai multe povești și când s-a terminat grupul, deodată l-a văzut că a zâmbit și a zis, dau seama că situația mea nu e cea mai gravă. Deci omul cumva așa mai luat impresiunea faptului că lui se părea că i-a ajuns cel mai rău. Într-adevăr, foarte mult contează comunitatea. Când trecem printr-un divorț, printr-o astfel de criză, tindem să ne izolăm. E și depresia, e și furia, e și confuzia, e și rușinea. De multe ori ne se pare că e ceva defect la noi, că am ajuns în punctul ăsta. Și atunci tindem să ne izolăm și să rămânem singuri și de acolo să nu găsim soluții. Când mă duc la un grup de suport, cum am făcut până acum, sau la o academie, unde sunt 40 de oameni, 100 de oameni, 400 de oameni, cât or să fie, și aud și alte povești, m-am gândit, stai un pic, seamănă foarte mult cu a mea. Când le zic povestea mea, că așa încep întotdeauna, le zic povestea mea, zic, câți dintre voi rezonați cu povestea mea? 90%, spune, e identică. Pentru că divorțurile sunt mare cam la fel. Partea bună este că și vindecarea după divorț este cam la fel. Și pot să spun așa, ca medic, pot să identific în ce etapă ești, cât mai ai până o să-ți fie bine și pot să spun cam în 3 luni, cam în 6 luni. Avem chiar și o evaluare a divorțului pe care o facem și avem niște parametri pe care îi luăm în calcul, în așa fel încât să știm cât de repede să-mi revin și ce am de făcut ca să-mi revin mai repede. Deci toate lucrurile astea sunt disponibile. Poți să le practici în viața ta și în loc să stai 2 ani jumătate, cum am stat eu, până am descoperit acest program și am început să-l practic în viața mea și apoi să-l dau mai departe, poți să stai 3 luni, 6 luni. Iar oamenii care au trecut prin grupurile mele de suport deja sunt o parte căsătoriți, recăsătoriți, o parte în relații de 1 an, de 2 ani, fericiți, învățând în permanență. Deci niciunul nu s-a oprit din a învăța. Și asta e iarăși un aspect foarte important. După un astfel de eveniment, practic ni se cere să învățăm. Ni se cere să învățăm și în primul rând să învățăm despre noi, pentru că iarăși revenim la acest aspect, învățăm despre noi, poate ne este bine nouă în acest proces, însă ai menționat mai devreme, Gabriela, și de copii. Da. Ce facem în momentul în care intervin copiii într-un divorț? Cum gestionăm situația? Da, copiii, acum, în funcție și de vârsta lor, ei vor fi impactați. Că sunt adolescenți, că sunt de 1 an de zile, că sunt de 10 ani, copiii vor fi impactați și vor reacționa în moduri diferite. Pentru cei care vor să înțeleagă mai bine ce se întâmplă cu copiii lor la divorț, există acest material, Ghidul de Parenting după divorț. Este un material gratuit și îl pot găsi pe site-ul Divorce Journey, în care înțelegi perfect ce simte fiecare copil, în funcție de vârsta lui și cum își manifestă, de exemplu, furia la 10 ani sau la 15 ani sau la 1 an. Deci copiii sunt impactați. Însă ce e important să știe adulții e că acești copii vor fi mai mult sau mai puțin impactați și pe termen mai lung sau mai scurt în funcție de felul în care ei vor ști să gestioneze situația copiilor la divorț. Din păcate, 99% dintre părinți, și eu mă număr în cei 99% din păcate, și probabil de aici am și vrut să fac ceva pentru alți părinți, facem greșeli mari. Greșeli mari în sensul în care emoțiile noastre sunt atât de puternice, încât nu ne le putem gestiona noi ca adulți și băgăm și copilul în războiul dintre noi. Și l-am văzut de nenumărate cazuri în care copilul este folosit ca monedă de schimb, este folosit ca spion să afli ce s-a întâmplat în casa celuilalt, este folosit ca minge de ping-pong dintre unul și celălalt. Și te uiți că aceiași părinți, care până la momentul divorțului ar fi făcut orice pentru odrasa lor, ar fi cheltuit pe credințe private, pe lucruri scumpe, pe vacanțe, pentru să-i fie bine copilului, dintr-o dată se comportă de parcă copilul ăla n-ar mai conta. Sau n-ar mai înțelege că și copilul simte toată tensiunea dintre ei. Și ce recomand părinților este, în loc să alerge cu copilul la psiholog, pentru că marea majoritate asta fac, mă gândesc, îl duc repede la psiholog, copilul va fi impactat. Da, la psiholog el merge o dată pe săptămână, o oră.
Restul săptămânii, 24 din 24, stă cu doi părinți furioși, care eventual îi spun copilului, uite ce a făcut taică-tu, fii atent ce a făcut maică-ta. Deci ora la psiholog este exact zero dacă tu nu știi sau nu poți să gestionezi această tensiune dintre celălalt părinte. Deci ce recomand părinților este să își rezolve problemele lor, să meargă ei la psiholog, să facă cât pot să scoată copilul din conflict, din bătălia dintre ei, și copilul ușor, ușor, văzând că oamenii s-au liniștit, că sunt doi părinți fericiți, chiar dacă sunt două familii diferite, ei vor crește și se vor adapta la această situație. Spunând cele de mai devreme, Gabriela, m-am dus cu gândul la o metaforă. În momentul în care sunt în război părinții, mi se pare că ies la iveală copilul interior al fiecăruia. Da. Și cred că e bine ca în aceste momente să nu iasă la iveală copilul interior al fiecăruia, ci să fie calmat, liniștit și să iasă la iveală maturul din fiecare, astfel încât să poată fi un exemplu pentru propriul copil, să nu reacționeze în felul acesta. Foarte bine spus și, într-adevăr, asta ar trebui să facem. Ar fi minunat dacă am reușit să o facem. Din păcate, de multe ori greșim. Și am mai auzit situații în care mămici îmi spun, deja copilul știe tot. Mamă care a rămas în casă cu fiica adolescentă de 14 ani și care seara îi povestește tot ce a făcut tatăl ei și cum a rănit-o și cum... Este absolut interzis să faci lucrul ăsta, pentru că acest copil nu este psihologul tău. El este un copil, la 14 ani este încă imatur, el nu este capabil să înțeleagă tot ce povestești tu acolo și faci foarte mult rău, pentru că el pleacă la drum cu această informație și cu această... Deci nu e bine. După care mama îmi spune, deja știe tot, deja i-am povestit tot. Zic, foarte bine, s-a întâmplat lucrul ăsta, cereți iertare și oprește-te acum. Deci nu e niciodată prea târziu să te oprești. Nu înseamnă că dacă deja ai încărcat copilul cu toate poveștile tale, poți să continui să-l încarci. Poți să te oprești oricând. Poți să-i spui, îmi pare rău că ți-am spus ție lucrurile astea. Nu erai tu cea care trebuia să afle. O să mă duc la psiholog de acum, să plătesc un psiholog să-i spun lui toate supărările mele. Iar pentru tine trebuie să știi că tatăl tău este cel mai important și cel mai bun om pentru tine. Că al tată n-ai. Că pentru mine, ca și adult, pe mine m-a rănit, asta este fix problema mea și cu el. Dar nu te implică pe tine. Deci dacă noi ca și părinți am reușit și în momentul ăla de luciditate spunem, ok, am greșit până acum, dar mă opresc, facem un bine nemaipomenit pe termen lung copilului nostru. Și cred că asta ne va ajuta și pe noi cu copilul nostru interior și cu toate alte aspecte din jurul nostru. Și va crea armonie și cred că va crea armonie și între noi și copil până la urmă, că și dacă sunt aceste disensiuni permanente, copilul nu se simte bine să asculte mereu poveștile noastre traumatice. Exact, și ce face copilul? Se adaptează, ascunde ce știe de la un părinte cu ce știe de la alt părinte și se încarcă și dintr-o parte și din alta și practic încărcăm copilul cu niște lucruri care nu sunt ale lui. Deci ține de noi ca adulți să protejăm această făptură. Și ce este foarte important este că se poate trăi și fără să împovărăm copilul cu toate aceste aspecte. Cu siguranță, se poate. Cu siguranță, și de asta avem programe, avem psihologi, avem coach, avem programe speciale pentru divorț, avem academii după divorț. Deci e doar o chestiune să alegi să-ți fie bine ție, să alegi să fie bine copilului și să prioritizezi. Să-ți prioritizezi starea de bine și fericirea. Gabriela, ți-a rămas în minte vreo poveste extraordinară din toată această experiență ta cu oamenii care au trecut de acest prag? Am în minte chiar două povești. O poveste este a unei doamne care a venit la program, cred că acum câteva luni. Doamna are 67 de ani și a divorțat după 41 de ani de mariaj. Mi s-a părut nemaipomenit ce curaj a avut ea ca după 41 de ani să-și reia viața în mâini și mi-aduc aminte că a zis foarte clar, eu m-am gândit că mai am încă măcar 20 de ani de trăit pe care vreau să-i trăiesc fericită. Și a trecut prin tot procesul care nu este ușor, acum este la rândul ei coach și ajută alte femei să treacă prin acest proces. Sigur că mai are momente în care apar furii, pentru că abia sunt 2 ani de când a divorțat, dar faptul că a avut acest curaj la 67 de ani, întotdeauna o folosesc ca exemplu atunci când sunt femei de 45-55 de ani care îmi spun, mai are rost să divorțez, deja sunt bătrână, nu mai găsesc pe nimeni, rău, mai rău, fără rău. Și atunci spun, ok, hai să dau un exemplu că se poate și că viața poate fi frumoasă indiferent ce se va întâmpla după sau dacă ți-asumi lucrul ăsta.
Iar un alt exemplu pe care l-am în minte e a unei doamne de 28 de ani cu doi copii mici, care tot așa și-a făcut curaj și și-a luat viața în mâini. Și știu că participa la grupuri și de multe ori o vedeam pe Zoom că alăpta. Însă a făcut tot programul, s-a scris și la programul de feminitate, pentru că a înțeles că are de lucrat la feminitatea ei și la anumite lucruri pe care le-a făcut greșit în prima relație. Și am admirat curajul unei tinere cu doi copii mici. Deci, practic, mi-e greu să cred că dacă într-adevăr îți dorești, nu poți să-ți faci o viață mai frumoasă. Și aș mai spune de o povestea mea. Poate e o inspirație pentru ceilalți, dar ce am învățat din povestea mea, pentru că am fost căsătorită 20 de ani, sunt 9 ani de când am divorțat și am stat și m-am gândit, pentru că deja sunt perioade lungi, când e mai bine? Să fii căsătorit sau să fii necăsătorit sau după divorț? Realitatea este că nu știu să spun că e mai bine într-un fel sau altul. Dacă ești o persoană fericită, e bine să fii și căsătorit și singur. Dacă ești o persoană nefericită, e rău să fii și căsătorit și singur. Până la urmă, așteptarea aceasta că o relație, un mariaj, cineva din exteriorul nostru o să ne imprime o anumită stare în noi, aici se întâmplă, de fapt, partea păguboasă. Pentru că ne transformăm în victime, care stăm cu mâna întinsă și așteptăm ca altcineva să ne dea ceea ce, de fapt, noi putem să ne obținem singuri. Și putem aștepta o viață. Și putem aștepta oricât de mult. Și să nu se întâmple și să fim în permanență nefericiți. Sau putem primi firimituri de fericire, exact, pe care noi să le credem momente extraordinare și din picina cărora să intrăm poate într-o relație sau să intrăm într-o căsătorie. Gabriela, când simțim că scârție lucrurile? Ce semnale am avea care să ne conducă către acest moment? În primul rând, se spune și e foarte real și am observat-o, când o relație nu mai funcționează, nu mai funcționează atunci când valorile celor doi sunt atât de diferite încât unul pe celălalt nu se pot susține în valorile lor. Oamenii, în mod normal și natural, sunt fideli propriilor lor valori. Și dau un exemplu aici. Să spunem că eu am ca valoare importantă, prima mea valoare este familia. Iar a doua valoare sunt, eu știu, liniștea sufletească. Partenerul meu are prima valoare cariera, iar a doua valoare este aventura. Când am căsătorit, probabil că am fost fluturaș și stomac, nebunia de la început, dorința de a face o familie, copii și așa mai departe, nu am observat că unul își dorea foarte mult să facă bani și să călătorească și să testeze lucruri noi, iar celălalt își dorea pur și simplu o viață liniștită cu copii, cu siguranță, cu tot ce implică lucrul acesta. La un moment dat, fiecare a început să-și dorească să-și trăiască propria valoare. Iar eu, dacă mi-am dorit familie, am făcut tot ce ține de familie, de casă, de cuib, de ce în jurul meu. Și constat că partenerul meu e mai mult la serviciu, pentru că pentru el cariera e foarte importantă, iar când nu e la serviciu, este în Tibet pe motocicletă. Și asta pentru mine este foarte frustrant. În același timp, dacă îi cer partenerului meu, vreau să rămâi acasă, pentru că pentru mine e important să fie toată familia în jurul mesei și el simte că își dorește, are de făcut lucruri la serviciu, are proiecte importante, vrea să călătorească, să vadă lumea, să testeze lucruri noi. Te întrebi, care din cei doi ar trebui să renunțe la valorile lor? Niciunul. Și atunci e firesc ca la un moment dat să-ți dai seama că acea relație a fost atât de cât a putut să fie și de aici să te uiți către cineva care să fie la fel ca tine sau care să meargă în aceeași direcție cu tine. Cum îți dai seama când scârție? Îți dai seama în clipa în care începi să devii nemulțumit, încep să se ceară să sacrifice anumite lucruri de dragul celuilalt sau celălalt să le sacrifice de dragul tău și să-l vezi pe el nemulțumit și se simte lucrul ăsta. Se simte când, în general, când pui capul pe pernă. Noaptea când pui capul pe pernă, tu știi dacă te culci fericit sau nu. Și cred că asta poate să confirme oricine ți-a uitat la noi acum, că inima noastră, sufletul nostru ne spune, da, frate, mi-e bine sau nu e ce trebuie. Deci trebuie să fim sinceri față de noi, da, în primul rând. Deci trebuie să fim sinceri față de noi și să ne acordăm nouă dreptul de a fi fericiți, indiferent dacă facem lucrul acesta alături de cineva, indiferent dacă facem lucrul acesta singuri. Clar. Gabriela, îți mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit astăzi și sunt convinsă că telespectatorii noștri își vor lua lucruri valoroase din tot ceea ce tu ne-ai transmis. Pentru că ne apropiem de final, Gabriela, un gând
cu care să încheiem, un gând pe care să-l lași telespectatorilor, care să-i ajute să fie poate mai senini într-o astfel de perioadă tulburătoare? În primul rând, aș spune că trebuie să aibă curaj, trebuie să știe că în ei stă toată puterea și că pot să ajungă la acel loc de fericire și de bine doar în clipa în care ei evoluează. Deci dacă este ceva care aș recomanda pentru oricine, este să înceapă să lucreze cu el. Să lucreze cu el e ca un fitness, cum mergi la sală și faci sport pentru corp, la fel de bine trebuie să faci un fitness pentru sufletul tău, pentru mintea ta, pentru gândurile tale. Iar dacă lucrul ăsta nu s-a întâmplat în ultimele luni, e un semn de întrebare și poți să te gândești ce pot să fac azi, ce pot să fac mâine, ca să încep să lucrez cu mine în așa fel încât peste un an, peste o lună, peste trei, să fiu mai fericit. Minunat, îți mulțumesc tare mult. Dragi telespectatori, vă mulțumim foarte mult și vouă pentru atenția pe care ați acordat-o aceste emisiuni. Aveți grijă de voi, aveți grijă de gândurile voastre, de emoțiile voastre. Vedeți fiecare zi ca pe o oportunitate de a o lua de la capăt, căci există viață după divorț, există viață după orice prăpastie a vieții și există poate chiar un drum mult mai frumos decât acela pe care am fost. Nu în cele din urmă, nu uitați să zâmbiți vieții.